În momentul când îți faci bugetarea de marketing, fie trimestrială, fie anuală, întotdeauna puneți un buget de testare, bugetul de inovare, bugetul de, hei, suntem, ne permitem să pierdem banii aceștia, ne permitem să pierdem, dar nici măcar nu-i pierzi, Roxana, pentru că tu îi ai investit în experiment și știm cu toții că dacă investim în experiment, omul deștept învață, bă, asta funcționează, bă, asta nu funcționează pentru noi. Ok, bun, am testat, am văzut, pac, next, următoarea chestie. Și asta mi se pare fascinant ceea ce ai zis tu și cred că oamenii de marketing, fie că ești director de marketing, fie că ești un om care ai compania ta, ia-ți bugetul și poate n-ai director de marketing și ești un singur antreprenor, ia-ți un buget de testare. 5%. Păi 5% din bugetul meu de comunicare intră în testarea respectivă. Asta înseamnă că vreau să intru pe platforma de pe o platformă sau vreau să creez conținut sau vreau să comunic ceva, poate toată lumea zice, bă, ziarele nu mai merg. Dar tu poate o să bagi niște bani în ziare și o să vezi că mergi, bă, nu știu, audiența mea e pe ziare, așa că mersi frumos de YouTube, mersi frumos de TikTok, podcast, I don't care, pentru mine ziarele funcționează cel mai bine și ajută business-ul să crească și după aia încep să investești mai mult și mai mult, ceea ce asta mi se pare și aș vrea cumva să subliniez ideea aceasta de bugetul de inovare.